Să fie Domnul. Cel ce este mântuirea, asta este Domnul Iisus Hristos. Amin. Și prin Iisus Hristos putem să primim în seara aceasta mântuirea. În seara aceasta ne-am adunat din diferite colțuri ale zonei dumneavoastră de aici din Oltenia. Dumnezeu să vă binecuvinteze că ați venit de la mai departare, de mai aproape noi, de la Suceava, dumneavoastră, din locul acesta. Și dorim în seara aceasta să facem o slujbă plăcută înaintea lui Dumnezeu. Amin? Amin? Și Dumnezeu să primească slujba aceasta. Amin. Dragii mei, frați și surori, stând pe mașină și gândindu-mă ce să vorbesc în seara aceasta, mi-a dat Domnul un gând mai de acasă pentru dumneavoastră și am zis, Doamne, dacă este potrivit pentru biserica Ta sau nu, și mi-a zis Duhul Sfânt, da, este potrivit. Am citit acest verset din cartea aceasta Ioan. Și aș dori în seara aceasta cuvântul pe care îl voi vorbi să fie pentru zidirea noastră. Amin? Amin. Aș vrea să vorbesc în seara aceasta despre mântuire. Nu voi fi lung, scurt și doresc să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu care este scris în Evanghelie. Aș dori să vorbesc despre mântuirea, cel mai de preț dar. În seara aceasta, dragii mei, cei care suntem mântuiți, ne bucurăm că și Domnul ne-a mântuit, așa-i? Amin. Ne bucurăm că suntem cetățeni cu Sfinții, așa ne spune Scriptura. În seara aceasta, Sfinții casei Domnului din corabie și din întreg pământul s-au adunat în casa aceasta de rugăciune să laude pe Dumnezeu. Doresc în seara aceasta ca Dumnezeu să lasă o cercetare peste noi. Aș vrea în seara aceasta, așa cum am adresat la Islas, direct celor care sunt necredincioși, doresc și seara aceasta să mă adresez direct celor care sunt necredincioși. Celor care nu-L cunosc pe Dumnezeu. În seara aceasta, dragul meu, vreau să spun un lucru. Dumnezeu te-a binecuvântat să vii în casa lui Dumnezeu, să asculți cuvântul Său și la urmă să primești mântuirea. A fi o seară pierdută pentru tine dacă ai venit în casa lui Dumnezeu, tu un om necredincios, și să nu-L primești pe Dumnezeu. Vreau să spun, dragul meu, dacă în seara aceasta vei asculta din cuvântul Său, fratele dinainte mi-a vorbit din Scriptură atât de frumos. Nu ne trebuie prea multă școală să predicăm Evanghelia. Nu ne trebuie prea multă cultură să predicăm Evanghelia, ci ne trebuie înțelepciunea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu în seara aceasta să lasă înțelepciune peste ușii Săi și să lasă putere prin Duhul Sfânt. Amin? Și Dumnezeu prin cântare, prin poezie, prin predică, să miște inimile noastre în seara aceasta. Și noi cu o inimă sinceră să-L căutăm pe Dumnezeu. Sunt trei lucruri care sunt la bază. La baza acestei mântuiri și m-am gândit acasă, Doamne, cum ai mântuit pe mine? Prin ce lucruri m-am întors la Tine, Doamne? Și în seara aceasta, dragii mei, aș vrea să vorbesc despre iubire. Un prim lucru, un prim factor, apoi aș vrea să vorbesc al doilea factor despre iertare și apoi al treilea factor aș vrea să vorbesc despre viața veșnică. Voi fi scurt în seara aceasta și doresc ca Dumnezeu să ne cerceteze prin Duhul Sfânt. Dacă bine voi să deschidem la Ioan capitolul 3 cu versetul 16. Spuneau frații că acesta este versetul de aur al Scripturii. Și ei spune astfel: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă ce anume, viața veșnică. Prin harul lui Dumnezeu, dragul meu, în seara aceasta, prieteni, ești în casa lui Dumnezeu, prin iubirea Sa arătată față de noi, pentru că dimineața am putut vedea lumina zilei, pentru că dimineața am putut să ne mișcăm, acest trup este harul lui Dumnezeu, este iubirea lui Dumnezeu. În seara aceasta, dragii mei, dorim să aducem înaintea lui Dumnezeu o jertfă de mulțumire, pentru că El a fost cu noi, dragii mei, și este cu noi, slăvit să fie Domnul. Doresc, dragii mei, în seara aceasta să vedem prin cuvântul lui Dumnezeu acest prim factor care te duce la mântuire în seara aceasta. Domnul Iisus Hristos a murit pentru tine, dragul meu, și în seara aceasta vrea să-ți spună că te iubește. Vrea să spună în seara aceasta, dragul meu, Domnul Iisus Hristos, că te cheamă la El. În seara aceasta, Domnul Iisus Hristos se îndreaptă cu pași trebuie către tine. Și în seara aceasta vrea să lase iubire peste ființa ta. Depinde în seara aceasta dacă vei vrea să primești această iubire, Domnul Iisus Hristos.
Mulțumim Domnului Iisus Hristos pentru că El a murit pentru noi. Amin. Și prin moartea Lui putem să fim mântuiți, dragii mei. Amin. E un lucru deosebit. Stăteam și mă gândeam și ziceam, Doamne, cu ce am fost mai bun față de alții? M-ai scos din atâtea lucruri și a fost mâna Ta sfântă. Și acum pot să mă bucur din toată inima că Dumnezeu m-a mântuit. În seara aceasta îți spun o întrebare. Ești mântuit? Îți spun o altă întrebare, dragul meu. Unde îți vei petrece veșnicia? În seara aceasta, dacă îl vei alege pe Iisus Hristos în inima ta să intre, dacă îl vei alege pe Iisus Hristos să vină în viața ta, El în seara aceasta va intra în inima ta, în viața ta, în ființa ta. În seara aceasta va face schimbare. Acceptă schimbarea lui Iisus Hristos. Acceptă oferta de mântuire pe care ți-o duce Domnul Iisus Hristos. Nu refuza, dragul meu. Pentru că mântuirea este atât de scumpă. Și așa cum am spus, titlul acestei predici, mântuirea cel mai de preț dar. Pentru mine personal, nu știu pentru tine, este cel mai de preț dar. Nu știu dacă este, dar pentru mine vreau să vă spun că este. Dumnezeu să ne ajute, dragii mei, să putem să înțelegem că Domnul Iisus Hristos a murit pentru noi, ca noi să avem viață. Un al doilea lucru, vreau să spun, dragul meu, acest al doilea factor, dacă deschidem în 1 Ioan capitolul 4 cu versetul 9. Și-aș dori să vorbesc câteva cuvinte din acest verset. Atât de frumos ne spune, dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu. Ca noi, ce să facem să trăim prin El? Prin sângele Domnului Iisus Hristos. În seara aceasta poți să fii iertat. Nu contează câte păcate ai făcut, nu contează prin ce viață ai trecut până în momentul de față, nu contează la Dumnezeu. Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință, ci poruncește tuturor ce să facă să se pocăiască. Slăvit să fie Dumnezeu în seara aceasta, dragii mei, doresc să lase iertare peste poporul Său, peste cei care sunt mântuiți. Și în seara aceasta, dragul meu, vreau să spun un lucru, Dumnezeu te poate ierta. Îți poate ierta viața ta, ființa ta, cugetul în seara aceasta. Dumnezeu te poate ierta, dragul meu, și poți pleca acasă un om eliberat, un om vindecat. Pe partea aceasta domnicească, Dumnezeu în seara aceasta să ne vindece pe noi, frați și surori. Este un lucru foarte principal să fii vindecat în vremea aceasta. Dumnezeu să ne ajute. Aș dori, dragii mei, să merg la ultimul lucru. Ultimul factor, viața veșnică. Dacă deschidem la Ioan 14, cu versetul 6, spune astfel. Iisus i-a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la mine, la Tatăl, decât prin mine. În seara aceasta, dragul meu, poți primi viața veșnică în dar. Domnul Iisus Hristos a murit pentru tine și pentru mine ca noi să avem viață. Ca noi să trăim prin El. Este un lucru deosebit ca cineva să moare, să-și dea viața. În vremea aceasta, nu știu dacă un tată și-a lăsat copilul să moară cum a făcut Domnul Dumnezeu pentru noi. În seara aceasta, dragul meu, ai o posibilitate și o șansă. Ai o chemare din partea lui Iisus Hristos. Și prin Evanghelie ne spune ca toți să venim la pocăință. Amin. Dumnezeu să ne ajute, dragii mei, în seara aceasta să venim la pocăință. Amin. Duhul lui Dumnezeu să străpungă orice inimă în seara aceasta. Amin. Duhul lui Dumnezeu să străpungă orice cruget în seara aceasta. Amin. Să răstoare, Domnul, orice legătură, orice lucru care este din partea vrășmașului, orice rușine. În seara aceasta Dumnezeu să dea la o parte. Și în seara aceasta Dumnezeu să vindece sufletele noastre bolnave. În vremea aceasta poate întreaga lume este bolnavă în fel de fel de boli, dar cea mai gravă boală este boala sufletului și noi nu ne dăm seama. Seara aceasta ești în casa lui Dumnezeu, pentru că Domnul vrea să-ți arate starea ta, viața ta, ființa ta. Și în seara aceasta, dragul meu, să vii la pocăință, să vii, să te împaci cu El, să dai mână cu El în seara aceasta. Domnul te așteaptă, poate te-a așteptat de ani de zile și nu ai venit.
În anul 2018 Dumnezeu a venit în seara aceasta, locul acesta, prin fratele cu care am venit să vă vestească Evanghelia. Și voi să veniți la pocăință, voi să vă întoarceți la Dumnezeu, să vă împăcați cu Creatorul vostru. În seara aceasta, să ne lucrăm înaintea lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să mântuiască toată cetatea aceasta. Amin? Amin. Să vă rugați că Domnul are de scos și simt prin Duhul lui Dumnezeu că Domnul are de scos poporul la mântuire. Dar Dumnezeu să ne ajute ca noi să fim lumină. Amin. Și prin Evanghelia citită de toți oamenii, noi să ne întoarcem la Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Dumnezeu să lase binecuvântarea sa peste voi. Amin. Amin.